inclusiv domnilor și domnilor, la interviul zilei de astăzi vorbim cu domnul Ion Cepoi, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vârj. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru posibilitatea de a spune câte ceva despre proiectele Centrului Județean pentru Conservare. Realizăm această emisiune, domnule director, după o săptămână în care au fost mai multe evenimente dedicate lui Constantin Brâncuș. Vorbim mai exact de trei acțiuni organizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în trei zile. Dacă ați putea să ne oferiți mai multe amănunte despre cele trei? Evenimentele fac parte din agenda culturală a centrului, agenda culturală pe acest an, 2022. Practic, anul a debutat în forță, începând cu seria de manifestări închinate Zilei Culturii Naționale și Nașterii lui Haimenescu. Au fost două luni de zile în care centrul a încercat să-și promoveze imaginea și implicit să promoveze imaginea culturală a județului Gorj și în alte ținuturi decât Gorjul. Trebuie amintit faptul că în 1 februarie centrul a organizat la Palatul Culturii din Drobeta din Severin un eveniment deosebit, care a avut de asemenea un impact deosebit, o punte literar-artistică între Gorj și Mehedinți, în care s-au făcut lansări de cărți și de reviste, apărute la editura Centrului Județean de Conservare. S-a venisat o expoziție, o expoziție internațională de artă plastică, iar gazdele noastre, care s-au comportat absolut admirabil, au stabilit ca în cursul acestui an asemenea gen de evenimente să se desfășoare în continuare, urmând ca la rândul nostru să îi primim ca oaspeți. Genul acesta de evenimente organizate în alte județe din țară a continuat în cursul lunii februarie și în perioada 16-17 februarie, în onoarea lui Constantin Brâncuș și Zilei Naționale Brâncuș, Centrul Județean de Conservare a făcut un periplu prin alte două județe, mai exact la județul Hunedoara, la Bacotoc, unde se află o expoziție închinată lui Constantin Brâncuș, Pampătoc, locul unde practic s-au născut într-o primă formă, forma naturală, Poarta Sărutului, Alea Scaunelor și Lanța Tăcerii. S-a continuat același tip de dialog, același tip de punte literar-artistică, apoi în data de 17 februarie la Turda, la Galeriile de Arte din Turda, centrul de asemenea, pe lângă expoziția închinată de Constantin Brâncuș, organizând și lansări de reviste și cărți, care au promovat imaginea instituției și imaginea Gorjului. S-a continuat în 18 februarie la sediul Centrului Județean pentru Conservare cu o altă expoziție închinată, evident, acestea. Și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, de altfel, nu este vorba de finalul lunii februarie, Centrul Județean pentru Conservare organizează două evenimente care sperăm noi să fie cel puțin menționabile, dacă nu deosebite. În primul rând, pe 24 februarie vom sărbători Dragobetele, așa cum ne-am obișnuit să-l sărbătorim, sărbătoarea dragostei la român, nu în mod obligatoriu, în contrapondere cu Sfântul Valentin, și pentru că Dragobetele ne aparține prin tradiție, prin istorie, prin spiritualitate, și este normal,
având un asemenea simbol, să îi acordăm prețuirea și valoarea pe care o merită. Mai exact, pe 24 februarie, la sediul centrului, la sala Părinișu, sala de expoziții, va fi vernisată o expoziție de presupun popular din toate zonele țării. Apoi, începând cu orele 16:30, pe esplanada de lângă sediul centrului, va avea loc un spectacol la care își vor da concursul și recitatori de poezie și de poezie de dragoste, în primul rând, pentru că nu, Dragobetele pentru el este simbolul dragostei, vor evolua de asemenea două ansambluri. Este vorba de ansamblul ROA din Cloșani, secție externă a Școlii Populare de Artă, care va prezenta un obicei de dragobete, și ansamblul Cheile Oltețului de la Plograd, care este sub autoritatea ansamblul Cheile Oltețului din Plograd, care este sub autoritatea Primăriei Plograd și a Centrului Județean pentru Conservare, care va prezenta în premieră, aș putea spune, un obicei de primăvară, văruțele, un obicei pe care colega noastră, coreografa Andreea David, lucrează de mai mult timp și pe care ne face surpriza de a-l prezenta și la Târgu Jiu cu ocazia sărbătoririi Dragobetelui. Va fi prezentă de asemenea Emilia Drăgătoiu cu o parte dintre elevele sale, și vor asigura pentru câteva minute un concert de muzică populară, așa cum știe Emilia să facă. Va recita și Pompilu Ciolacu câteva poezii. Așadar, un eveniment care, în mod normal, trebuia să aibă loc și care se circumscrie Agenda culturală a județului. Vorbeam de sfârșitul de lună februarie. 28 februarie se va sărbători ziua centrului. Centrul Județean de Conservare împlinește 54 de ani de existență. O existență care, de-a lungul timpului, nu a făcut altceva decât să confere prestigiu acestei instituții. O instituție care, indiferent de opinii pro sau contra, o instituție care a fost în toți cei 54 de ani laboratorul de creație artistică al acestui județ. Adică a fost și este în continuare instituția care a propus, a inițiat și a desfășurat cele mai multe proiecte culturale de la nivelul județului. De aminte, dacă s-ar face o statistică simplă și s-ar lua în calcul agendele culturale ale județului Gorj pe ultimii, să spunem, 8-10 ani, s-ar putea observa cu foarte mare ușurință că peste jumătate dintre proiectele culturale care se desfășoară în județul Gorj aparține Centrului Județean pentru Conservare, care în regie proprie sau în parteneriat, pentru că centrul are atribuții metodice la nivel de județ, deci în regie proprie sau în parteneriat, au propus și au desfășurat proiecte, multe dintre acestea în regie. Așadar, pe 28 februarie, aniversația 54 de ani de existență a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor din județul Gorj. Pe 24 februarie să-i așteptăm pe târgujeni, pe gorjeni,
chiar în centrul municipiului Târgu Jiu. Spuneați că totul va începe cu o expoziție la sala Florin Nistu, facem prejudicăm pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bolș. Apoi, lângă sediul instituției, va fi un spectacol, trei ansambluri folclorice vor fi prezente, recital poetic. Îi așteptăm pe toți cei care vor să sărbătorească Dragobetele, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, până la urmă, aceasta este sărbătoarea noastră tradițională. Și tot vorbeam de păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor. Vor fi prezentate și câteva obiceiuri specifice Dragobetelui din județul nostru, ansamblul Roa Crușani Padeș, ansamblul Pleile Oltețului din Polovraci. Aș vrea să ne spuneți însă în continuare, domnule director, ce alte proiecte ați pregătit, aveți în plan pentru 2022? Știm că în 2021 am început câteva proiecte noi, adică în fiecare an ați venit cu ceva nou în ceea ce privește agenda culturală a județului Gorj. Ce ați pregătit pentru 2022? Agenda culturală a centrului a fost întocmită de la sfârșitul anului trecut. Trebuie să spun, chiar dacă există riscul de a repeta, că ultimii 2 ani de zile au fost ani foarte grei pentru instituțiile de cultură, pentru fenomenul cultural, pentru sistemul cultural, nu doar județean sau național, ci pentru sistemul cultural internațional, datorită pandemiei, că instituțiile de cultură au fost considerate foarte mult timp sau o mare bucată de vreme din acești 2 ani drept instituții neesențiale, deși cultura este cea care oferă oamenilor o poartă, o deschidere spre o poartă, spre artă, spre frumos, spre echilibru interior. Trebuie spus de asemenea faptul că în toată această perioadă s-au produs și modificări de percepție în ceea ce privește actul cultural, că instituțiile care au avut capacitatea de adaptare și care au avut mobilitate funcțională, au continuat să existe și să-și transpună activitatea în bună măsură în mediul online, câștigând în felul acesta un segment de beneficiari ai actului de cultură pe care, în condițiile clasice de normalitate, așa cum le-am cunoscut înainte de 2020, erau mai puțin vizibile. Mai trebuie să spun și faptul că, în ceea ce privește agenda culturală a Centrului Județean pentru Conservare pe anul acesta, nu îmi permit să fac aprecieri și să argumentez decât până la 30 aprilie anul acesta, pentru că în 30 aprilie mandatul meu de manager al centrului încetează. Nu au niciun soi de importanță circumstanțele în care încetează acest mandat. Vreau doar să spun că nu îmi permit să vorbesc despre ceea ce se va întâmpla după 1 mai 2020. Ceea ce este cert în acest moment este că tot ceea ce s-a propus centrul pentru lunile martie și aprilie se va desfășura, rămânând cu foarte, 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 foarte mari semne de întrebare. Marile evenimente ce se vor desfășura începând din 1 mai și până la sfârșitul acestui an. Și mă refer la Festivalul Internațional de Literatură Tudor Acheziu, mă refer la organizarea celei de-a 5-a ediții la taberei simboluri dacice în Arta Lemnului de la Polovrad, mă refer de la organizarea unei expoziții cu totul și cu totul deosebite, prevăzută spre finalul lunii august la Sala Constantin Brâncuș a Parlamentului României. Mă refer de asemenea
la Gorj Fest, la Festivalul Internațional de Arte Vizuale, care își propusese ca anul acesta, dacă condițiile vor fi mai permisive decât în ultimii 2 ani, să revină la forța și la învergura pe care a avut-o începând de la înființare și până în 2019. Mă refer la faptul că un proiect nou introdus în această agendă, anume transformarea Atelierului Național de Poezie de la Brădicen în Atelier Internațional de Poezie și Artă Plastică, având în acest moment asigurată colaborarea unor asociații culturale din Canada și din Statele Unite. Mă refer de asemenea și îmi pare rău că spun lucrurile acestea la cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Teatru Istoric Vatra de la Colorado și inclusiv la Salonul Internațional de Caricatură Aurelian Iulius Șuțășani. Cel care va veni ca manager după 1 mai, fără îndoială, va avea propria strategie și din toate aceste proiecte vor rămâne proiectele pe care noul manager le va lua în calcul. Dar până la sfârșitul lunii aprilie, în ceea ce mă privește pe mine, ca manager în funcție, tot ceea ce ne-am propus, fără îndoială, se va realiza. Am înțeles. Dacă tot s-a aniversat 54 de ani de la înființarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, aș vrea să ne spuneți în timp marile proiecte, chiar vorbeați puțin mai devreme de Festivalul Internațional Tudor Arghezi, Festivalul Internațional Ion Cernavodu, dar și alte proiecte foarte, foarte importante pentru județul nostru, care au crescut de la an în an și au avut o prezență foarte importantă de la nivel național, de la nivel internațional. De-a lungul istoriei sale ca instituție, Centrul Județean, foarte pe scurt, Centrul Județean al Creației, ca să simplificăm lucrurile, pentru că de-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri, deci din 1968 și până astăzi, repet acest lucru, centrul a fost cel care a propus, a inițiat și a desfășurat cele mai multe proiecte artistice de la nivelul județului Gorj. Până în 2004, când am avut onoarea ca prin concurs să ocup postul de manager la centru, se desfășurau câteva dintre manifestările de evenimente tradiționale și mă refer aici la festivalurile de la Novaci, Nedeea de la Polovrad, festivalul cântecului, portului și jocului popular de la Tisvana. Se desfășura Festivalul Național de Literatură Tudor Arghezi și undeva cam aceasta era marja de creație, să spunem, a centrului. Începând cu anul 2005, am considerat că este necesară, într-un fel sau altul, reinventarea acestei instituții, în primul rând datorită faptului că, prin regulamente, prin norme și prin legi, Centrul Județean al Creației este o instituție cu atribuții metodice la nivelul județului. Deci, este practic instituția care coordonează și, în mare măsură, realizează proiecte comune cu așezamentele culturale din județ, case de cultură, cămine culturale, centre culturale, universități populare și așa mai departe. Din 2005 și până în momentul de față, au fost o serie de proiecte, am să amintesc doar câteva dintre ele, transformarea în 2006, transformarea Festivalului Național de Literatură Tudor Arghezi
în Festival Internațional de Literatură Tudor Alghezi, repunerea în drepturi a Gorșfestului, care a fost înființat și am avut acest privilegiu de a-l înființa împreună cu colegul și prietenul Teodor Bădălău încă din 1990. Deci, din 2005 încoace, Borșersul s-a transformat în Festival Internațional de Arte Vizuale. În timp, cele două festivaluri, Tudor Arghezi și Borșfestul, reușind să aducă în județul Gorj creatori de literatură, de artă plastică, fotografie artistică, grafică și așa mai departe, creatori din peste 40 de țări ale lumii, de pe 5 continente. Deci, capacitatea de promovare a imaginii culturale a acestui județ în toți acești ani a fost una majoră. Trebuie să amintesc și faptul că, iarăși începând cu anul 2009, Festivalul de Umor Ion Cărnăvoiu s-a transformat în Festivalul Internațional de Umor Ion Cărnăvoiu, căruia i s-a adăugat Salonul Internațional de Caricatură. Trebuie să vorbesc în mod obligatoriu și despre, nu? Tabăra de sculptură, simbolul dacic în Arta Lemnului din Polograd, care în câțiva ani de zile a reușit să transforme platoul din fața Mănăstirii Polograd într-un brand cultural național, și nu este nici exagerare în ceea ce spun în momentul de față. Trebuie să amintesc și de faptul că din 2005 centrul acesta județean al creației a organizat primele târguri ale meselor populare din istoria Gorjului și a Târgu Jiu. Deci, noi suntem cei care am început și am creat această tradiție. Trebuie spus că în perioada au apărut peste 30 de festivaluri în diverse localități ale județului Gorj, că fără niciun fel de exagerare, în toată această perioadă s-au organizat sute de expoziții de artă populară, de artă plastică, de artă fotografică, de grafică, de sculptură mică și așa mai departe. Deci, au fost niște ani în care centrul județean și-a câștigat locul în rândul instituțiilor culturale gorjenești și asta în circunstanțe nu foarte prietenoase, să spunem, în sensul că este instituția județeană de cultură cu cel mai mic număr de personal, este instituția județeană de cultură cu cel mai mic buget dintre toate instituțiile județului, dar în același timp este instituția cu cele mai multe proiecte culturale și artistice desfășurate în decursul anului. A fost foarte greu, mă gândesc că din punct de vedere financiar, în decursul anilor, să organizați toate aceste evenimente, toate aceste festivaluri de care vorbeați dumneavoastră. Și totuși ați reușit. Nu a fost ușor, este limpede că nu a fost ușor, dar o spun cu toată responsabilitatea. În decursul celor 17 ani, când am avut onoarea să ocup postul acesta de manager, am găsit întotdeauna înțelegere la Consiliul Județenilor. Nu a existat proiect fezabil care să prezinte cu adevărat însemnătate și care să se poată transforma într-un mod de promovare a imaginii culturale a Gorjului, să nu găsim înțelegerea cuvenită, și mă refer nu doar la să spunem, o înțelegere morală, ci efectiv la o înțelegere financiară, bugetară. În același timp, am avut norocul ca împreună să căutăm și alte surse, să atragem alte surse de finanțare pe proiectele noastre, atât la nivelul unităților administrative teritoriale, cât și la nivelul unor asociații, fundații, opști,
diverse persoane fizice sau juridice, Uniuni de Creație, care au preluat parte din cheltuielile necesare unui proiect sau altul și, în felul acesta, proiectele au reușit să fie puse în lucru și cred eu și cred, iarăși, spun cu toată responsabilitatea, că marea majoritatea lor a fost în premieră și au adăugat ceva culturii și artei acestui județ. Vorbeam la începutul emisiunii despre Dragobete, această sărbătoare tradițională a românilor pe care o sărbătorim pe 24 februarie și pe care o marcați și dumneavoastră chiar pe 24, începând cu ora 16 și 30 de minute. Este foarte important să păstrăm aceste tradiții, aceste obiceiuri și până la urmă instituția cu asta se ocupă, pe lângă organizarea de festivaluri, editarea de cărți, reviste. Tradițiile și obiceiurile noastre ne fac să mergem mai departe. Sigur că da. Spuneam că începând cu 2005 am încercat o reinventare a acestei instituții și asta luând în calcul cel puțin două elemente. Mai întâi faptul că esențial instituția se ocupă de conservarea și promovarea tradițiilor culturale ale acestui județ. Un al doilea element luat în calcul a fost acela că, să spunem, viața artistică, profesionistă în județul acesta a avut o naștere și o maturizare ceva mai înceată și mai săracă decât în județele cu mari centre culturale. Vreau să spun că a trebuit să ne ocupăm și de zona aceasta, de zona de cultură scrisă, să-i spunem, de cultură de performanță, de cultură profesionistă, pentru că existau goluri mari în agenda culturală a acestui lucru. Și în felul acesta, centrul, pe lângă conservarea, promovarea și valorizarea culturii populare, și-a asumat și misiunea sau atribuțiile de a dezvolta și a promova creația artistică contemporană a acestui județ. Acestea au fost cele două paliere pe care, până în momentul de față, a fost structurată strategia acestei instituții. Evident, în decursul anilor, centrul a încercat, atât cât i-a fost în putință, să păstreze cu sfințenie obiceiurile, tradițiile tradiționale care au avut șansa, după aceea, în timp, să fie transformate în evenimente spectaculare, nu? Și în felul acesta să reziste în timp. Am încercat și într-o bună măsură am și reușit să reînviem unele dintre obiceiurile și tradițiile care încetul cu încetul pur și simplu erau uitate și nu știu, nu neapărat numai datorită perioadei comuniste, în care elementul religios era blocat, cel puțin ideologic, ci și datorită faptului că timpul în sine este cel care cerne, nu? Valabilitatea, durabilitatea unei tradiții sau unui obicei. Datorul acesta a apărut în diverse localități ale Gorjului, a apărut dorința aceasta, pur și simplu, de a se reîntoarce la rădăcini și de a reînvia anumite obiceiuri și tradiții. Până de ele, lucrul acesta rămâne mai departe ca făcând parte din marca, din structura activității acestei instituții.
Noi am încercat să vedem care este, să spunem, nivelul de referință zero al culturii tradiționale și a culturii contemporane a Bujului în perioada 2006-2012, în 2016, organizând prima tabără de cercetare etnofolclorică, Constantin Brăilină, prima tabără organizată în ultimii 45 de ani, tabără de cercetare organizată în județul acesta după aproape jumătate de secol. Au fost niște ani extraordinari în care s-a reușit să se meargă în fiecare localitate din Gorj, să se menționeze și să se conserve atât cât se putea conserva fiecare element de cultură populară sau de cultură scrisă, existând la data ediției respective, fapt care, spre bucuria noastră, a avut ca finalitate editarea de către centru a primei hărți culturale a Gorjului, lucru care s-a întâmplat în 2016. De atunci și până acum, harta se află și pe site-ul instituției, de atunci până acum, noi ne făcând altceva decât să aducem pe această hartă modificările care au apărut de atunci și prin ziua de față. Dar lucrul cel mai important de tot este faptul că Gorjul are o hartă culturală și că toți cei care doresc din nou sau din afara acestui județ să vadă ce există din punct de vedere cultural în Gorj, au posibilitatea să vadă această hartă, să o cerceteze, să vadă localitatea sau obiceiul sau elementul care îl interesează. Am înțeles, vă mulțumim mult de tot pentru toată această amănunta și așadar pe 24 februarie târgujenii, gojenii sunt invitați începând cu ora 16:30 în centrul municipiului Târgu Jiu la sediul instituției. Mulțumesc mult de tot și sper din tot sufletul ca să oferim încă o bucurie celor care pe 24 la orele 16:30 se vor afla în centrul municipiului. Mulțumim mult de tot. Până cum face ediția de astăzi a emisiunii interviul zilei, așadar ați urmărit domnul și domnul un interviu cu domnul Ion Cepoi, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.